Nu am vorbit de această comasare, nu am făcut nicio declarație legată de o comasare. Ca să vorbim de o comasare, trebuie înainte să avem discuții, să vedem ce implică acest lucru, să vedem criteriile pe care facem această comasare, să vorbim de criterii de performanță, de indicatori calitativi. Deocamdată am avut întâlniri cu miniștri, am văzut situația din fiecare minister în parte, am stabilit un program de lucru bazat pe date de execuție a punctelor din programul de guvernare. Nu am vorbit încă despre acest lucru. Deci încă nu putem vorbi despre acest lucru. Așa cum am spus din prima clipă, vom face, înainte de a lua o decizie, cred că trebuie să facem o analiză atentă a ceea ce implică fiecare decizie pe care o luăm. În momentul în care vom termina această analiză, putem să venim cu concluziile necesare. Eu cred că activitatea IT-știilor trebuie susținută și, după cum știți, am dat și o ordonanță de... Am vorbit și despre munca part-time. În ordonanță am prins și pe cei care au activitate part-time, deci m-am referit la toate categoriile pentru care legea salarizării ar fi a putut avea efecte nedorite. Și cum nu vrem ca nicio categorie socioprofesională să fie afectată, bineînțeles că acolo unde vedem că trebuie făcute modificări, am încercat în cele două săptămâni de cât sunt premier, două ședințe de guvern, să facem aceste modificări. Nu voi lua nicio măsură până când nu va fi argumentată temeinic, să vedem ce este pro, ce este contra și atunci trebuie să luăm această măsură. Pentru a da dovadă de foarte multă seriozitate, trebuie să luăm să avem în vedere toți factorii care duc la luarea unei decizii sau alteia. În momentul în care va veni către guvern un asemenea proiect, îl voi analiza atât din ceea ce presupune dublarea financiară, că fiecare proiect trebuie dublat de un buget corespunzător, dar mai ales ceea ce presupune acest lucru pentru oameni, pentru că pentru mine și pentru alianța PSD-Arde, în centrul atenției trebuie să fie cetățeanul și pe urmă alte aspecte.